Bună dimineața și vă salut, columbofili adevărați! Vreau să vă prezint această femelă foarte frumoasă care a intrat la mine, astăzi este luni, a intrat vineri seara. Deci mai are de schimbat, deci a schimbat doar o pană, ci benzing. Eu zic că e de la un crescător de top, pentru că arată super porumbelul. Seria 821010, se poate vedea, 821010 din 2021, femelă, ci benzing, are o clemă roz. Imediat am să-i dau drumul, dar am să o duc mai departe în grădină, pentru că pui mis pe afară. Și o super pasăre, zic eu. Se poate vedea o aripă aerisită, foarte frumoasă. Mă gândesc eu că au avut Brașovul, Harghita Covasna, au avut sâmbătă fond și au venit, nu greu, extrem de greu porumbeii. Și mă gândesc că o fi de acolo, nu am căutat-o pe clasamente, dar repet încă o dată, 821010. Am să pun și pe video, am să pun seria 821010 din 2021. Și dacă cineva o recunoaște, vă rog să mă anunțe. Haideți să merg în grădină mai încolo și să-i dau drumul. Am să las video să meargă până atunci. O femelă foarte frumoasă, zic eu. Bine faci, bine găsești. Cam la asta s-ar putea reduce ceea ce vă spun. Da. Să-i dăm drum. Ia să mergem puțin mai încolo, să nu se întâlnească cu porumbeii mei. Vedem pe unde zboară. Deci 821010 din 2021. Du-te acasă, fetițo. A luat-o încolo. Doamne ajută să meargă încă acasă. Vă salut, columbofili adevărați, și nu uitați, lăsați păsările să zboare. Bine faci, bine găsești, rău faci, rău găsești. Să nu creadă cineva că dacă o să oprească un porumbel pripășit, a lor o să vină acasă. Uite, și eu am porumbei care i-am pierdut și nădăjduiesc cu ajutorul Dumnezeu că vor veni acasă. Vă salut cu stimă și respect și eu am să fac un alt video cu porumbeii care am să-i bag la maratonul de Znin. Doamne ajută, vă salut!